Grupul numărul 6 de la Complexul Energetic Rovinari este oprit de peste 5 ani, timp în care a suferit o serie de modernizări, încadrându-se acum în categoria celor mai moderne grupuri existente la nivel național. Acesta va fi pus în funcțiune pe 20 ianuarie. Cel târziu, în data de 2021, el va intra în funcțiune cu toate instalațiile de mediu care sunt prevăzute în programul de conformare, respectiv cerința de reducere a dioxidului de sulf, a prafului și a celorlalte noxe care sunt în program de conformare. Directorul unității promite că în curând la Rovinar va fi deschis și un grup de peste 500 de megawați. Procedura de licitație acestuia se va relua în data de 28 februarie, iar până acum 3 societăți s-au arătat interesate de acest proiect. S-a reluat procedura în data de 27 februarie, se vor depune ofertele pentru construirea acestui bloc de 500 MW, un bloc care este și prefigurat în strategia energetică care e în momentul de față în elaborare, va fi unul dintre cele mai performante blocuri, de altfel asta este și prevederea din caietul de sarcini. Sunt deja câțiva doritori să preia caietul de sarcini. Dacă anul 2011 a fost unul foarte bun pentru sectorul minier și energetic, reprezentanții din sistem sunt optimiști și cu privire la 2012. Chiar dacă va fi un an ploios, iar sectorul hidro își va reveni, directorii din minerit cred că 2012 va fi chiar mai bun decât 2011.